Hello, ce faceți? Mi-a fost foarte, foarte dor de un vlog social media. N-am mai vorbit de mult pe canalul acesta și promisesem că o să facem cam de 2 ori pe lună un vlog dedicat acestui subiect. Așa că astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre ideile principale de la ultimul workshop la care am fost prezentă, Marketing Mindset cu Alex Dona. Haideți să începem! Cine este Alex Dona? Este Managing Partner la Times New Roman și ambasador Hospice Casa Speranței. Mai este multe lucruri el așa, dar astea două titulaturi mi se par cel mai importante. Și Marketing Mindset este un turneu prin 25 de orașe pe care l-a început dintr-o nebunie personală. Sunt workshop-uri de social media care oficial durează cam 5 ore. Neoficial, aseară a durat 7 ore super mișto cu cam 16 oameni care nu s-au lăsat duși, care n-au avut nicio problemă că au venit după job, după o zi lungă de muncă. Iată, am stat 7 ore împreună acolo, am plecat pe ploaie după multe pahare de vin, o super bună pizza și în total cred că 5 ore și jumătate de discuții super relevante. Și m-am gândit într-un nou vlog Socialpedia să vă spun aici ideile principale. Sper să vă placă și nu uitați subscribe, like, share dacă vreți, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Haideți să vedem primele idei pe care le-am notat. Prima dată vorbim despre o definiție mai informală așa a marketingului și a comunicării și Alex Dona spune că înseamnă bun simț și începe înainte de a se lansa produsul și este o știință a cifrelor. Îmi place foarte mult ideea asta de bun simț pentru că și în viața personală și în viața profesională trebuie să nu uităm niciodată că până la urmă despre asta este vorba. Ne-a povestit despre, să știți că o să fie câteva idei care nu au legătură foarte mare între ele, dar mie mi-au plăcut foarte, foarte mult și am zis că voi îndemna cu ocazia asta să-l urmăriți, să urmăriți seria și cine știe poate să mergeți la evenimente, da? Vorbea apoi despre hater. Am discutat și eu foarte mult despre hater și cei mai valoroși sunt aceia care chiar își fac timp să-ți lase comentarii. Și spunea el așa că haterul care îți dă tag este cel mai de dorit, pentru că el vrea, este dispus să intre într-o discuție. Ți-a dat tag, deci clar înțelege faptul că vei vedea mesajul și vei începe să răspunzi. Asta dacă ești o companie activă în social media, faci social media listening, by the way, era tot o liniuță, că este un must în componenta de marketing și de strategie, poate veți ajunge la un consens. De foarte multe ori, clienții nemulțumiți sunt foarte uimiți, în mod plăcut, că sunt băgați în seamă, că li se acordă atenție și soluționarea problemei lor poate să-i transforme într-un brand ambasador, poate să-i transforme într-un client super fericit. Pe de altă parte, există haterul acela care nu-ți dă tag, care vorbește despre tine pe toate colțurile, fără să te pomenească cu adevărat, fără să te anunțe, sperând că nu vei afla și te porcăiește bine de tot peste tot. E, acela este haterul pe care nu ți-l dorești, dar social media listening o să te ajute să-l identifici și să rezolvi totuși acea problemă. Am mai aflat de la Alex că generația Z, adică între 0 și 30 de ani, este cea mai predominantă în acest moment pe glob. Deci în momentul în care te-ai născut ești în generația Z, în momentul în care ai făcut 31 de ani, nu mai ești în generația Z. Așa că eu la aproape 33 ne-am luat adio, dar atunci când vă faceți campanie de marketing, când vă gândiți produsele pe care să le lansați, țineți cont de acest lucru, da? Și încercați să aflați răspunsurile de la deceurile din spate. Da, e foarte important să ne punem de multe ori întrebarea asta, de ce? Și nu doar la lucrurile obvious care sunt în fața noastră, ci cele din spate, să găsim insight-urile, să găsim soluțiile la probleme, să facem dinainte un plan pre-mortem în care să aflăm în cazul în care proiectul acela o să dea failure complet de ce s-a întâmplat asta și să încercăm să le prevenim, da? Două glume foarte mișto care îmi plac, una este de la Alex și alta este de la Raluca Radu și anume știi unde începe infinitul? Pe pagina a doua de Google Search pentru că marea majoritate a oamenilor nu ajung niciodată pe pagina a doua, preferă să refacă search-ul astfel încât să găsească pe prima pagină, în primele rezultate, ceea ce au căutat. Și o altă glumă, cea de la Raluca, era că cadavrele se pot ascunde după Seymour pe Facebook, un exemplu. Atenție, nu este valabil pentru absolut orice tip de content și orice pagină și orice, dar în general foarte puțini oameni apasă pe acel Seymour, așa că acolo poți ascunde toate cadavrele. Altceva, media de deschidere a newsletterelor în România este de cam 15% și normal că depinde foarte mult de topic, depinde de industrie, de comunitatea pe care ai strâns-o. Mă uitam acum în sală că cam jumătate spuneau că nu mai folosesc email marketing. E, nu ignorați acestul și mai ales noile newslettere pe WhatsApp,
Sunt foarte multe branduri în România care au început ușor, ușor să se miște și unele ajung la un open rate de 90% sau 100%, ceea ce în email marketing nu există, pur și simplu. Spuneam că media pe România este de 15%, pe newsletterul meu de social media mă mândresc cu 30-40%, asta datorită vouă. Vă las link în comentarii să vă înscrieți la newsletter în cazul în care n-ați făcut-o. Veți primi în fiecare marți, cam seara, așa, mai testăm încă un newsletter cu resurse din social media. Dacă nu urmăriți Facebook Newsroom, este cazul să o faceți, pentru că acolo ei sunt foarte darnici cu informațiile și anunță din timp care sunt planurile, care este strategia, cum o să meargă newsfeed-ul, ce prioritizează, cum au anunțat acum, de exemplu, că o să fie videourile pe care oamenii le vizualizează mai mult de 10 minute. It's fucking huge. Și pe locul 2 o să fie alea cam de un minut, cred, sau de 3 minute aproximativ. Gândiți-vă că suntem într-o lume cu attention span de cam 3 secunde, deci este amazing. Un exemplu care s-a dat la curs a fost Recorder, care are probabil niște cifre foarte, foarte frumoase. Orice business trebuie gândit în termen de comunitate și comunitatea trebuie să fie pe primul loc din punctul meu de vedere, să gândiți customer-centric și să nu ignorați niciodată, da? Să faceți user-generated content, să le cereți feedback în mod constant și să înțelegeți că este o comunicare bidirecțională, toată treaba asta cu social media. Tot din categoria glume mișto era ăsta că locul din care nu te mai întorci este spam-ul și unsubscribe-ul. Așa că vorbeam un pic mai devreme despre newslettere, da? Mare atenție, doar pentru că funcționează chiar și pe WhatsApp, nu înseamnă că trebuie să începe să bombardați oamenii. A, păi avem 100% de rată de deschidere, înseamnă că le trimitem 5, că ăștia le deschid pe toate. Nu. Atenție și ceea ce ați promis aia să și livrați. Tot legat de hateri, haterii online nu vor să fie convinși, deci nu hrăni trollerii. Le răspund, comunici cu ei câtă vreme limbajul rămâne unul civilizat. E foarte important și spune Alex Dona că un truc pe care trebuie să-l știm este prin screen-ul. Da, în România prin screen-ul este sfânt pentru că dragii de hateri au talentul să șteargă comentariile, să le modifice, să le editeze și să spună că tu ai făcut de fapt tot și ei sunt niște sfințișori. Despre CSR sper că nu mai e nevoie să vă povestesc, dar este un mod foarte mișto de a te implica ca brand într-o comunitate cu care ai o afinitate cât mai mare, astfel încât dacă ești un magazin de articole sportive ai putea să te implici cu o asociație care sprijină copiii paraolimpici, de exemplu. Adică ceva care are legătură cu brandul tău și care poate să te ajute, este vorba de, cred că, 2% din cifra de afaceri, ceva de genul, și decât să-i dai la stat, mai bine faci un gest frumos, te duci la ONG-ul respectiv și spui clar, sunt capabil să-ți dau pe an cifra aceasta, ce pot să-mi ofer în schimb, este un schimb normal, ei se bucură, nu vă fie rușine să faceți acest lucru și înțelegeți că pentru foarte multe ONG-uri, pic cu pic se adună, așa că fiecare ban contează. Un alt lucru foarte important este testarea. Testează, testează, testează în continuu și spune Alex că ar trebui să tragem concluzii după serii, nu după încercări solitare. Adică nu ai postat odată pe Instagram, să zicem, și nu a funcționat și gata. Nu merge Instagram, nu poți să faci asta. Trebuie să testezi. Postează dimineața, seara, la prânz. Postează fotografie, video, text. Postează fotografie cu produsul, fotografie cu CEO-ul, fotografie cu o atmosferă, cu un citat. Testează și apoi după o serie de genul acesta trage niște concluzii și ceea ce mi se pare foarte important este să știi ce să faci după ce ai testat și după ce ai tras concluziile. Ce să faci cu concluziile alea. Asta se potrivește și la research. Sunt o mare fan al research-ului, îl iubesc din toate punctele de vedere și a pieței în general și a concurenței. E important să știi ce să faci cu informațiile respective și la fel se potrivește asta la rapoarte. La fel, fac rapoarte pe bandă rulantă, dar foarte mulți oameni nu știu ce să fac apoi cu cifrele respective. Trebuie să știi să le interpretezi, trebuie să nu faci rapoarte doar de dracu de a le face, trebuie să înțelegi care cifre te ajută cu adevărat și care nu, ce KPI, că apropo setează-ți KPI întotdeauna, ce KPI sunt cu adevărat relevanți, pentru că nu ai cum să ai 100 de KPI sau ai cum, dar din aia doar 3-4 sunt cu adevărat relevanți și cu adevărat te ajută în cifra de afaceri și te ajută să mergi mai departe. Prioritizează și fă lucrurile acelea care chiar pot să aibă impact asupra acelor KPI, da? Sper că v-au plăcut ideile, sper că vă ajută și vă sunt de folos. Pentru orice alte detalii mă găsiți cu mare drag peste tot online. Vă invit și în grupul de Facebook Socialpedia, o să las link tot așa în descriere, unde acolo zilnic împărtășim resurse, social media și ne sfătuim și ne ajutăm între noi. Nu uitați că ne vedem pe 12 iunie la Socialpedia 10, vorbim despre LinkedIn cu Cristian China Birta și cu Cristian Flora. Sper să veniți număr cât mai mare. Și ce să vă zic, mulțumesc foarte mult Bogdan Pricope pentru că mă suport și vouă pentru că îmi dați subscribe. Bye!